așteptam eu la ceva. Avem o companie taromală și în direcția de data asta a autorizat. Taromală, fie acum de data asta de lângă. Da, da, exact. Bine, eu sper că nu aici se oprește tot. Da, nu știu când va fi campionat. Nu am trec ceva timp. Păi, ca să pot atrece, nu trebuie să stau suficient. Cât stau e bine. Bă, după sportul, adică eu mi-am făcut un drum în viață, după ne pe loc. E o meserie bănoasă? Nu este bănoasă, dar e plină de sărbători. Ultima rând, am dat și partida pe imagine. Nu mă așteptam fi pe la 13, nu merg la asemenea adresar, pot să mai citiez. Dar speram să câștig suficient partide să compensez. Nu vreau să mă aventurez cu așa de glasă. Da, da, nu, dar fratele meu, dar știi. Da, mare că vreau. Da, pentru el, mai mult pentru mine. Da, 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 presupun, nu am încercat să sun, dar sună o parte, mi-am imaginat ce se întâmplă. Vreau să vorbesc cu privat. Păi am apucat să vorbesc numai cu nevasta, în rest ea i-a sunat pe toți, presupun că sunt toți bucuroși și am văzut cel puțin pe site-urile de șar cu care m-am apucat. Era toată lumea în extaz, ceea ce normal că mă bucurești. 18.000 sau la 10 la spostație. Dar nu știu ce vă faci. Cam puțin, nu? Pentru un campion european. Având în vedere că da, da, la campionatul. Da, a fost eu, într-adevăr, a fost campionat mondial, de atunci am mai scris o premiu. Eu sper să se redreseze la un moment dat. Federația te ajută cu bani, da, da, aici a plătit Federația Română de Șac, mi-a plătit deplasarea, nu numai mie, a mai plătit încă la 2 jucători. Deci te ajută sau mai mulți? Păi, păi, în general, discuți cu organizatorii și organizatorii te invită, îți dau condiții. Dar aici, la campionatele oficiale mondiale și europene, acolo trebuie Federația să plătească. Sau tu singur. De când o fi campionatul, nu știu, în 2007, sper. Eu, doamne, mă spuneam că ești o persoană extrem de ambițioasă, numai că spre finalul rundelor la chestii. Da, 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 bine, a trecut ceva vreme de atunci, eram junior, totuși, sper, m-am maturizat suficient cât să nu mai trec. Când o dat Dumnezeu. Ce urmează? Ți-ai vacanță? Da, îmi iau o mică vacanță, păi merg la nunta lui frate meu, dar după aia mergem la campionatul european de echipe masculine, pe echipa României și acum am vacanță. Și te-ai gândit să te nu m-am gândit, nu, eu sper că copilul să vină, e chici cu mondialare. Probabil alt sport, fiindcă sportul mi se pare ceva curat în general. Doamnelor și domnilor, bun informat. Aia e ultima rundă cu ferie. Probabil, că acolo depindea tot, era totul sau nimic. Dacă pierdeam acolo, trebuia să joc paraj pentru locul 3, era foarte mult. Da, au fost condiții extraordinare, cu care n-a fost grozavă, dar se pare că după ce am văzut acolo, mă cer. După standardele de acolo, mă cer cu că mă pierde. Se compară un tip cu educat la șapte, la atletism, să zicem. Păi nu-mi dau seama, am făcut atletism. Așa, după cum este primit, de către totuși șapte, nu este așa. Da, din păcate nu este popular, dar la noi în țară, poate, dar în alte părți, șapte este popular. De exemplu, în Mâna Sofia, care poate să fie să fie șapte, e fost. Nu știu, înainte de campionat, cum se priviți
Nu, absolut normal. Bine, eu în lumea șacului sunt deja destul de cunoscut, dar trebuie și pentru tratament ca oricare altceva de mai sus. Mulțumesc frumos! Nu mi-au cântat din ceea ce e foarte grav din sufletul meu. Întotdeauna s-a cântat. Așa.